Salut și bine am găsit la un nou episod din Brazla Haiducilor. V-am lăsat așa un mic moment de liniște la început. Să vedeți și voi cu un pic că toți mobii ăștia, bine, pe nu se cam blochează și aia cu găina, iar rămân oare cum în aer. Dar pe se blochează, dar într-un final cad. Totuși cad unul câte unul, mai greu puțin, dar cad. Oleu, nu-i bine, nu-i bine, nu-i bine deloc aici. Nu-i bine ce s-a întâmplat aici. Două secunde, că chiar voiam să vă arăt și... Uite că și dă spawn aici. Am uitat eu să acopăr câte una alta. Și observ că nu-i bine. Ok. Hai să vedem, reușim să-i omorâm, să nu se mai spawneze alții. Bun, l-am luat pe ăla. Cine v-am nimerit? Enderman-ul. Nu, dar el mă atacă. El mă atacă, ok, bun, nu mai e în stare de nimic. Și chiar voiam să vă arăt că am ridicat cumva platforma, să zicem, am mai extins mob grinder-ul cu încă una, două, trei, patru platforme. Suntem la nivelul maxim la 254 aici și deja suntem la 256 și nici nu pot să deschid hopper-ul la înălțimea asta, după cum puteți vedea. Trebuie să mă duc în partea asta să-l deschid. Și după cum bine observați, avem nevoie de niște lumină, că se cam spawnează gușter pe aici. Eu nu o să mai pot pune slab-ul sau ceva, așa că trebuie să pun lumină dintr-o parte în alta. Ceva genul ăsta. Sper eu și totul să fie bine. Văd că, ok, torța nu stă pe el atunci când se activează. Asta înseamnă că nu are niciun efect. Atunci vom pune în felul următor. Până nu aici, aici, spre exemplu, punem o torță aici, punem o torță aici. Și sper eu să fie bine. Până... De fapt, n-am ce să-i fac, vreau să-i pun pe viitor, dar nu cred că se va mări limita asta prea curând, cel puțin prea curând, nu cred că se va mări limita de blocuri admisă, așa că sper să fie bine. Bun, în al doilea rând, vreau să vă arăt că am reușit să fac ferma asta pe live, pe două live-uri chiar. Aproape gata, mai am layer-ul ăsta de făcut, este pe 4 layere în total, adică unul aici, unul aici, astea-s două. Ăsta de aici plus ăsta de aici. Ăsta nu-i terminat și chiar mă gândeam să o fac ceva mai mare, doar că atunci când se activează toate pistoanele și restul din spatele la nebunia asta, provoacă lag. E frame drop plus lag pe server puțin, așa că o să o las numai cu 4 rânduri, 4 layere și consider eu că e cel mai ok, presupun. Adică haideți să vă arăt cam cât face ferma asta. Nu știu, în câteva ore a produs chestul ăsta, double chest ăsta plin, plus aici hopper-ul și chestul ăsta și iarăși aici și un hopper sub. Și ideea este că tot ce a produs aici a produs între timp ce eu lucram... Ah, ok, se transferă acolo. Revenind, ce eu lucram la... Asta e, să zic, la fermă. Deci între timp ce lucram la fermă, pur și simplu producea. Așa că eu consider că a produs destul de bine și că este utilă pentru un shop de sugarcane. Bun, ce vreau să fac în episodul de astăzi este să termin în primul rând ferma, ca să știm, băi, nu mai avem nicio treabă, absolut nicio treabă cu ferma. Și vreau în acest intermediu, de fapt, să-i mulțumesc lui Wolf, donatorul de pe live-urile noastre, care a donat omul, cred că 80 de euro sau peste 80 de euro, deci îți mulțumesc foarte, foarte mult, domnule Wolf. Și ca, nu știu, al doilea subiect al videoului, vreau să vă spun că avem și noi butonul de alătură-te. Deci acum, dacă vreți, puteți deveni un raton cu doar 4 euro pe, nu, 4 lei, nu știu ce zic euro, 4 lei pe lună. Doar dacă vreți, bineînțeles, nu este obligatoriu. Aveți acolo câteva insigne, o să vă pun acum o imagine pe este video. Să vedeți insigne, aveți și emoji-uri, deci doar 4 lei este primul abonament. Bineînțeles, e raton silver, dacă vreți ceva mai avansat, costă mai mult. Dar v-am spus doar așa ca fapt divers, să știți că am primit și noi butonul de alătură-te. Ok, nu trebuia să stai așa de mult, că trebuie să urc acum înapoi, după cum puteți observa. Bun, deci aici trebuie să vină minecart-ul. Așa că eu am și unele, nu știu unde le-am pus. Oricum, revin eu cu un speed up, deoarece nu vreau să vă țin pe voi să m-auziți cum număr pe aici ca să pun șinele. Deci revenim cu un speed up și după speed up-ul o să vedeți voi în continuare ce facem în video. We'll be right back.
N-a fost un timelapse, au fost două. Ați văzut și voi, unul din first person și unul din third person. Deoarece pe primul a trebuit să-l fac neapărat din first person, că nu aveam cum să pun șinele aici, jos, și voi să vedeți, să vadă ca lumea. De-a tare, iurea, dacă îl făceam din third person, așa că, da, l-am făcut din first person, dar sper că e ok, sper că totul e bine. Ce mai trebuie să facem ca să terminăm această fermă? Și este super easy și, da. Haideți două secunde să vă arăt. Trebuie să facem aici un sistem la fel ca ăsta. Deci la fel ca ăsta de aici. Ăsta o să vină aici undeva. Luăm niște cobblestone să diferențăm puțin. Deși na, acolo este cu brick nou, contează puțin, contează. O să am nevoie de un chest. Trebuie să fac neapărat un chest. Am nevoie de un chest. Ăștia spawnează în continuare aici, deci chiar super eficient. Mob grinderul ăsta trebuie să mai golesc eu și să arunc din iteme. Dacă nu, na, e iurea. Adică e plin, e plin, cred că și ăsta e, nu? Da, și ăsta e plin de gunpowder, chiar veni vorba. Din câte am văzut, unor haiduși le-a plăcut cadou, altora nu, nu dăm nume, dar asta este, măcar o mulțumesc putea să spună și acel distins domn. Se întâmplă, nu-i bai. Ok, facem și noi niște chesturi. Și mergem să punem chesturile astea două acolo. Adică aici, mai bine să aici, nu acolo. Am nevoie de tine. De tine ca chest aici. Te pun și pe tine aici. Perfect, un double chest și acum dar de fapt două secunde că acum îmi dau seama de un lucru. Eu dacă da, cred că ar fi mult mai ok să-l pun invers și să-l pun sub ăla. Două secunde să le prind pe ambele. Mă, ăsta costă aici, așa-i? A căzut aici și dacă costă aici înseamnă că îi pun de apă aici. Yeah. Ok, l-am găsit. Asta e. L-am găsit destul de repede și eu ar trebui să urc acum înapoi. Ok. Ar trebui. Nu trebuie să ne reușească, nu? Sau ar trebui să ne și reușească. E, partea a doua, partea a doua. Bun, deci trebuie să fac așa atunci dacă vreau să îl pun pe aceeași parte cu double chest pe jos, că poate vreau să le unesc cumva cu hopere, deci ar fi mai ok să fie în aceeași parte, zic și eu. Bun, avem aici nevoie de un hopper, deci exact treaba de aici o să vină și aici. Acest sistem prin care minecart-ul când vine se golește de tot ce are în el și pleacă mai departe. Bine, acolo cred că s-a blocat dintr-un motiv sau altul. Da, nu știu care a fost faza. Hai mă, pe bune. Mă enervează treaba asta, chiar mă enervează când lucrez așa în aer și... Da, am considerat că e mult mai ok să fac ferma asta e sugarcane aici, deoarece dacă stau afk la mob grinder, stau afk și la fermă și e super ok. Așa, zic eu că e mai bine. Bun, aici o să vin cu două dăstea, ce faci tu, descarci sau... Da, deci vedeți, descarcă, a primit semnal și a plecat. Atât, nimic altceva. Bun. Hopa, aici e un pic, aici e un pic cu două scheme, că nu prea iese, trebuie să fac așa, ca să vin aici cu un comparator. Am mai multe, dar avem nevoie numai de unul. Luăm cobblestone înapoi la noi, punem ceva de genul ăsta, sparg acolo, îmi vine aici un, de fapt o torță de redstone, pe care vine un cobblestone, și aici vine o bucată de redstone. Bun, și acum și minecart-ul. Minecart-ul pus, trebuie să meargă până în partea, hai să vedem dacă respectă și ajunge până acolo și vine și înapoi, dacă totuși are viteză și nu se blochează pe undeva. Este foarte important. Din moment ce a ajuns până acolo, eu zic că vine și înapoi. Vine destul de repede, ceea ce e bine. Ferma, după cum au putut auzi, funcționează. Bun. Acum aș avea nevoie să pun găleata asta cu apă undeva aici. Deci avem nevoie de găleata asta cu apă aici. Ah, ok, eu mai aveam stone brick la mine și nu știam. Nu știam ce inci... Nu. Bun. Bine că am luat-o. Deci am salvat sistemul cu redstone de acolo oarecum. Mergem puțin până în apă. Apoi urcăm cu elitra una apoi sus și gata. Ok, hai că urcăm. Da, avem nevoie de cam două sege să urcăm când suntem în apă sau la nivelul cu marea. Bun, punem apă aici, facem infinit, știți voi, repetăm procedura, punem partea alantă. Da. O să revin după ce pun eu și trestia și cred că vă mai țin puțin pe voi la sticlă.
Haideți că am pus eu și sticla și sugar cane-ul și tot și apă, dar mi-am dat seama de un lucru pe care totuși nu îl vreau în această fermă și anume mobii. Și o să se spawneze, dacă nu o să am grijă și nu o să fac treaba asta, se vor spawna mobi. Deci eu trebuie acum să trec cu un strat ăsta de slaburi peste tot. În afară, nu, unde sticlă nu trebuie să pun, dar pe aici trebuie să pun cap coadă până în partea altă, că dacă nu se vor spawna mobi și totuși nu ne încântă treaba asta. Spawnează mobi, e posibil. De fapt aici e lumină, dar mai bine sigur decât cu regrete, că nu vreau să mă plimb pe aici, cum s-a întâmplat pe live, să vină vreun creeper să explodeze. Bine, pe live nu explodă niciun creeper, că am fost atenți, dar cine știe, poate data viitoare nu o să am norocul sau nu o să fiu atent și bam, o să dea creeperul năvala aici în fermă și o să strice jumătate de fermă. Și sincer e aiurea, când îți strică jumătate de fermă sau ai nu neapărat jumătate de fermă, când îți strică o bucată, parcă mai aiurea să o repar decât atunci când o faci de la început, nu știu. Mai ales dacă e ceva complicat, că trebuie să iei firul restului de la început, să-i cum așa și na, e puțin aiurea totuși, dar v-am spus, cu această metodă de siguranță, nu știu, de precauție, că suntem precauți, eu spun că o să fie totul bine. În primul rând, nu o să avem rata de spawn, nu o să fie, o să fie inexistentă. Și în al doilea rând, sugar cane-ul nu o să sară de acolo în caz că se întâmplă să mai sară. Și fete, aproape am terminat, mai trebuie să verific eu dacă n-am ratat vreun loc în care să nu fi pus ceva, nu știu, anumită chestie și un loc în care să se spawneze, adică am umplut tot aici cu slab, am pus și aici că pe restul din câte știu se spawnează, dacă este cazul, și acum ar trebui să mergem puțin la nivelul inferior și să vedem acolo dacă există sau nu o rată de spawn. Haideți să vedem, aici e posibil să se spawneze pe aceste observere, ceea ce, sincer, nu mă prea încântă, dar în același timp am lumina asta sus, pe care de-abia acum am văzut-o. În partea asta cât e? E 9, 9, 9, 9, 10, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10. În caz că nu știți unde mă uit aici. Aici vă uitați câtă lumină aveți. Deci 9, 10, 9, 10, la 7, deci de la 7 începe să se spawneze. Dacă aveți 7 sau sub 7, deja începe rata de spawn. Bun, din câte am observat, nu există o rată de spawn, deci putem face chestia asta și putem să stăm liniștiți că aici nu o să se spawneze nimic, în principiu. Adică așa sperăm. Bun, deci cred că am cam terminat cu toată ferma, plus minus, adică în sensul că aici e gata. Uite, aici s-ar putea să fie o rată de spawn. Client... sau ba nu, culmea, nu e rată de spawn aici din cauza că avem silenternurile acolo și din câte vă observ eu, o duce chiar bine. Da, e ok cu totul, chiar o ducem bine cu lumina, ceea ce sincer mă încântă și mă bucur în același timp. Și aici aș putea să sparg astea și să le pun cumva așa, să arate mult mai frumos. Chiar dacă sincer nu le prea interesează cum arată foarte mult, dar mai bine arată frumos. Oricum mai e și pe desubt, trebuie să scot câteva chestii, nu știu dacă le scot, adică în partea unde vedeți voi cobblestone-ul ăla și toate nebuniile ar trebui, dar sincer v-am spus, nu știu dacă să le scot sau să nu le scot. Aici iară cobblestone-ul ăsta arată puțin aiurea pus, dar na, până la urmă ăsta face sistemul. Aici nu știu ce caută stâlpul ăsta, habar n-am ce-i cu el, așa că o să punem o de-asta.
în partea asta iarăși, în loc să fie, nu chiar asta pe hopper, în loc să fie cu ăsta, e cu cobblestone. Bine, asta din cauza că avem drumul ăsta din cobblestone până în partea aia. În partea asta, după cum puteți vedea, e stone. Deci mare amestecătură ce se întâmplă aici, da. E ca în Europa. Toate națiile, toți cetățenii într-o singură oală, ceva genul și aici. Ok, avem aici, avem un chest aici, ăsta încă n-a produs, partea asta încă n-a produs deoarece n-a avut timp să crească, presupun eu. Bine, nici nu mă prea pot uita acum la el. Noroc că știu că are suficientă lumină din cauza că am pus lanternul acolo și atât. Da. Măi, în episod de astăzi, opa, ce-am făcut eu cu mâncarea? Nu știu. Ok, nu știu ce am făcut cu mâncarea. Trebuie să mă duc să iau niște mâncare. Revenind, în episodul de astăzi n-am făcut, sau eu consider totuși că a fost ceva interesant. Adică am făcut ferma de sugarcane. Am terminat-o. Am lăsat morcovii aici. Am terminat ferma de sugarcane cu totul. 4 leere. Eu spun că este suficient. Este imens, după cum puteți vedea și observa. Și am vrut să vă arăt cam cât durează să faci un layer și nu tot layer-ul. Adică totuși am pus niște șine, apă, sticlă și nebunii și reston. Deci n-a fost cu totul. Și totuși a durat ceva. Adică a ieșit un episod plus alte chestii nefilmate. Deci da, din nou, nu uitați, dacă vreți să deveniți membru, apăsați pe butonul ăla de alătură-te și deveniți membru lunar. Deci nu este obligatoriu, din nou, repet, nu este obligatoriu, dar să știți că puteți întrerupe oricând abonamentul. Adică dacă luna asta ați dat 4 lei, parcă am zis euro, nu știu. La început știu că am zis euro, acum nu mai știu. Oricum, ați dat 4 lei luna asta, luna viitoare puteți întrerupe și să nu mai există niciun fel de problemă, adică să nu mai existe abonamentul la canalul lui Raton. Deci, din nou, voi alegeți ce sumă vreți să-mi plătiți mie pe lună, adică să-mi plătiți. Sună urât, dar cu cât vreți să mă ajutați voi pe lună. Până la urmă e un fel de abonament, să spun așa, la canal și, nu știu, beneficiați de unele insigne, după cum v-am spus, și alte nebunii. Și, ca mic spoiler, dar nu știu câți ați ajuns până acum aici, adică câți mai sunteți până la finalul videoului, vreau să vă spun că toți membrii, cei care esteți membrii, da, esteți. Acum o să veniți, băi, Raton, greșești cu română, nu, uneori o fac intenționat. Alteori se întâmplă, dar să mai greșesc, să nu mă exprim cum trebuie, dar de cele mai multe ori o fac intenționat cu STEM și ne audem și, no, joacă sport și chestii de genul. Bun, deci revenind, noi ăștia care este membri, adică voi ăștia care esteți membri, o să aveți în blocul cumpărat de la Blue, o să aveți fiecare cât un apartament cu numele vostru. Adică o să pun un armor stand cu numele vostru acolo, deoarece am considerat că chestia asta chiar merită, adică vreau să vă răsplătesc pe voi ăștia care susțineți canalul și mă susțineți pe mine financiar, să spun așa, deoarece, bă, e, nu, 4 lei pe lună, cât înseamnă 2 pâini, să zic. Deci, totuși, e un ajutor pe care mi-l acordați voi mie. Și pe ceilalți, vă mulțumesc și vouă că vă uitați la mine, stați liniștiți că asta nu înseamnă că voi nu sunteți speciali, că vă uitați și nu aveți de unde să donați. Nu, sunteți speciali, cu toții sunteți speciali și cu toții împreună facem acest canal să existe. Așa că, acestea fiind spuse, eu vă las cu bine, nu uitați de like, subscribe și coment și ne auzim pe dățile viitoare. Baftă!